Salutare! Astăzi am să vă arăt și să vă spun câte ceva pentru altoirea viței de vie. Deci, în primul rând, înainte de orice altoire, briceagul va trebui să fie foarte bine ascuțit. Deci, cum e ăsta al meu taiefirul de păr, este brici. Eu, de fiecare dată când altoiesc, prima dată îl trag pe o bucată de blan. Deci nu are rost, al meu este deja făcut brici și acum va trebui să aleg un altoi. Cel mai bun ar fi cum e ăsta de aici, cu lemnul puțin mai roșu. Ăsta este mai copt, dar este altsoi și nu o să iau din acesta. O să aleg altul. Mai fi trebuit puțin, dar e bun și asta. Deci, o să tai o dată de aici. Și iar încă o dată de aici. Deci am luat altoi din acest soi de struguri pe care am altoit-o anul trecut în despicătură. Deja are 35 de cm strugurile acum. Nici nu s-a scuturat floarea. Deci cam asta ar fi. Acum o să mă duc să aleg o viță pe care să altoiesc. O să pun capăt acestei filmări și o să revin cu alt videoclip.